Vreme la extreme în toată țara, de la Viscol și Ger vom trece brusc la temperaturi anormal de mari pentru această perioadă, istorice am putea spune, dacă ne raportăm la ziua de Crăciun. Vom avea parte de schimbări bruște de valori care ne vor aduce vreme de primăvară, 16 grade vor fi pe Valea Prahovei și 19 grade Celsius în sudul țării. Cum va arăta acest Crăciun din punct de vedere meteo și dacă mai sunt în vigoare avertizări de vreme severă, aflăm chiar în aceste momente de la domnul Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu la ANM în această dimineață. Bună dimineața, domnule Huștiu! Bună dimineața, bine v-am găsit. Într-adevăr, vremea începe să se încălzească de astăzi. Deja la această oră avem temperaturi de 10 grade în partea de sud-vest a țării, semn că începe să pătrundă aer mai cald dinspre sud-vestul Europei și, într-adevăr, de Crăciun vremea devine deosebit de caldă pentru această perioadă. Sunt așteptate temperaturi maxime, în general, între 8 și 18 grade la scara întregii țări, iar în capitală așteptăm temperaturi maxime de 16-17 grade. Într-adevăr, s-ar putea dobărâ noi recorduri privind temperaturile fie maxime, fie minime. Sunt temperaturi și cu 15 grade mai ridicate față de cele obișnuite specifice perioade, însă până atunci încă avem parte de vânt intens, inclusiv și astăzi. Până mâine sunt în vigoare alerte privind rafale de vânt ce vor mai fi prin țară, mai ales prin sudul Transilvaniei, sud-vestul, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și prin zona subcarpatică în Moldovei, unde ne așteptăm ca până în dimineața de Crăciun să fie viteza la vântul de 55-65 de km pe oră, iar la munte rafale de 80-90 de km pe oră. Iar în Carpații Meridional și respectiv de la noapte în Carpații Orientali, vânt puternic cu viteză de peste 110-120 de km pe oră. Asta înseamnă că va fi în continuare viscol puternic, vizibilitatea redusă. Mai așteptăm într-adevăr nisori astăzi, parcursul zilei la munte, prin Maramureș, prin Transilvania, însă pe fondul încălzirii așteptate de la noapte precipitațiile se transformă în lapoviță și ploaie, inclusiv în zonele montane, pentru că așteptăm și la munte temperaturi pozitive în perioada următoare, temperaturi ce vor atinge și chiar depăși 10 grade, inclusiv în zonele montane.